Matei, capitolul 5, versetul 38. Iisus a zis, ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Și oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te sirește cineva să mergi cu el o milă de loc sau un kilometru, mergi cu el doi. Celui ce șer dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun, zice Iisus, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăși și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrăcați și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru deosebit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Amin. Amin. Doamne Iisuse, cuvintele acestea ale Tale sunt atât de radicale. Cuvintele acestea sunt atât de vitale. Cuvintele acestea sunt atât de provocatoare. Însă, Doamne, mărturisim că și cuvintele acestea ale Tale sunt atât de revoltătoare. Pentru fire, pentru rațiune. Dar în același timp, cuvintele acestea sunt cuvinte care dau viață veșnică. Ajută-ne să le credem. Ajută-ne să le primim. Și, pe urmă, ajută-le, Doamne, ajută-ne să le practicăm. Te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, vorbește-ne în minutele următoare. Vorbește-le tuturor celor ce sunt prezenți aici și vorbește-le tuturor celor ce ascultă cuvântul acesta prin internet. Și, Doamne, prin cuvântul Tău, dă viață, dă vindecare și dă eliberare, dar, Doamne, Te rugăm, dă-ne și transformare. Prin puterea învierii Tale, aleluia, amin. Vă rog să ocupați locul. Bună dimineața, Iisus Hristos este Domnul. Amin. Și pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, noi vrem să ne închinăm doar Lui, pentru că de ce? Unul dintre motivele pentru care ne închinăm Domnului Iisus Hristos este că Iisus Hristos a biruit moartea, este că Iisus Hristos a murit, dar a și înviat. Și alt motiv, la fel de important ca și acesta, noi ne închinăm lui Iisus Hristos pentru că Iisus Hristos are ultimul cuvânt în istorie. Și pentru că Iisus Hristos va judeca lumea și are ultimul cuvânt în istorie, oamenii deștepți de pe acum trec de partea Lui. Noi am trecut de partea Domnului Iisus Hristos pentru că este cel mai tare. Amin. Am trecut de partea lui Iisus Hristos pentru că a biruit moartea. Amin. Și am trecut de partea lui Iisus Hristos pentru că El este singurul mijlocitor. Este singurul mântuitor între Dumnezeu și oameni. Este omul Iisus Hristos. Glorie Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă Lui! În această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu și a Harului Său și a Duhului Său, aș vrea să învățăm unul dintre cele mai importante lucruri și adevăruri de care fiecare dintre noi avem nevoie. Care este secretul, care este misterul victoriei spirituale? Despre misterul victoriei spirituale aș vrea să învățăm câteva adevăruri fundamentale în această dimineață. Vreau să vă spun o chestiune încă de la început. Una este să te numești creștin și chiar să fii creștin. Cu totul altceva este să fii creștin de succes. Una este să te pocăiești, cu totul altceva este să fii biruitor în pocăință. Pentru că trebuie să vă spun și adevărul acesta important. Destui între noi credem în Domnul, dar suntem falimentari spiritual. Destui dintre noi ne numim baptiști, ortodoxi, catolici, penticostali,
Dar din punct de vedere spiritual suntem un mare eșec. Nu aceasta însă este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu, este să descoperim secretele biluinței spirituale. Atât de bine arătăm în această dimineață și v-ați rugat așa de frumos pentru noi și vă mulțumim cu tot respectul pentru rugăciunile dumneavoastră, ne-au încurajat. De aceea mie stânca mi se pare cea mai uimitoare biserică din lume. Este o biserică care iubește. Este o biserică care își iubește păstorii și pe mine și pe fratele Cătălin în aceeași măsură, slăvit să fie Domnul. Acum, dacă era ziua lui Cătălin, așa ne-am fi rugat și pentru el sau a Cătălinii lui, sau dacă mai este cineva în această zi și își servează ziua de naștere, vă rog să ne spuneți că la fel de mult ne rugăm pentru oricine își are ziua de naștere în această zi. Însă, așa de bine arătăm în exterior. Așa de bine arătăm în exterior. Însă, aparențele uneori înșală. Arătăm bine în exterior, chiar și mirosim bine în exterior și când venim la casa lui Dumnezeu ne îmbrăcăm parcă cel mai bine. Ce bine arătăm în această dimineață în locul acesta. Ne-am gătit, ne-am bărberit, ne-am dat cu deodorant și cu spray, n-am mâncat usturoi de dimineață și nici nu mâncăm nici după masa aceasta pentru că venim la casa lui Dumnezeu. Însă, fraților, deși arătăm bine în exterior, pe Dumnezeu îl interesează în mod special cum arătăm în interiorul nostru. Amin. Sunt atâția oameni, atâtea familii care în exterior arată bine, dar în interior este eșec, este durere și este nenorocire. Sunt soți și soții care vin împreună la casa lui Dumnezeu, dar ei nu prea mai sunt împreună. Sunt frați și surori care dau mâna în casa lui Dumnezeu, dar foarte rar și cât mai rar. Asta arată că în interiorul lor ceva nu este în regulă, ceva este dezastros acolo. Sunt unii care venim în fiecare zi la casa de rugăciune, dar în ființa noastră interioară, în spiritul nostru, în cotloanele intime ale ființei noastre, acolo este dezastru și acolo este întuneric. Ei, aș vrea în minutele următoare să învățăm care sunt misterele sau, dacă vreți, secretele victoriei spirituale. Am citit textul acesta care este uimitor și este șocant să înțelegi ce pretenții are Iisus Hristos de la noi. Când citești predica de pe munte, te enervezi. Se aplică la mine. Când citești predica de pe munte, te revolți. Tot la mine. Se aplică. Precis, nu la dumneavoastră. Și când citești predica de pe munte, nu poți altceva decât să te pui în genunchi înaintea Domnului și să spui, Doamne, fie-ți milă de mine păcătos. Predica de pe munte este imposibil de trăit. Predica de pe munte este imposibil de trăit de unul singur. Predica de pe munte însă poate să fie trăită doar prin Duhul Sfânt. Din cauza aceasta, Duhul Sfânt pe care îl primim în momentul nașterii din nou, este puterea, el este o persoană plină de putere care ne dă har să practicăm inclusiv predica de pe munte. Amin. Mă bucur că vă bucurați. Să vă mai spun încă o chestiune înainte de a săpa puțin în textul pe care l-am citit. Dacă nu practicăm predica de pe munte, ne-am ars. Ca să folosesc jargonul stradal. Dacă nu practicăm predica de pe munte, doamnelor și domnilor, oricât am fi noi aici de baptiști, de ortodoxi, de cum am vrea să ne mai numim de pentecostali, nu vom ajunge în cer. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune în Matei, la capitolul 5, versetul 20, zice, vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Amin. Și în ultimul verset pe care l-am citit din textul din dimineața aceasta, Domnul Iisus zice așa, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Amin. Predica de pe munte se aplică la pastor. Predica de pe munte se aplică la prezbiter, la diacon și la fiecare om din biserica aceasta. Și chiar dacă nu este în biserica aceasta, predica de pe munte este adresată de Domnul Iisus Hristos
celor ce suntem prezenți și și tuturor celor ce suntem absenți. Amin. Amin. Rog, amin. Amin. Nu poți să spui, predica de pe munte este doar pentru el, doar pentru ea. Predica de pe munte este pentru fiecare dintre noi. Și repet încă o dată, dacă nu practicăm principiile predicii de pe munte, fraților, ne putem lua adio de la cer. În cer vor intra doar oamenii care practică predica de pe munte. Doar cei ce practicăm învățăturile predicii de pe munte suntem creștini biruitori. Altfel ne-am ras. Altfel ne-am auto-încurcat pentru totdeauna și mă rog ca Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Vreau să vă dau o temă de casă. O dată pe lună să citiți predica de pe munte. Măcar o dată pe lună să citiți predica de pe munte. Ea este formată doar din trei capitole. O dată de pe munte, o dată pe lună, citiți predica de pe munte, are doar trei capitole și durează aproximativ 5-10 minute să o citești. Depinde cât de bun cititor ești. Însă predica de pe munte ne tulbură, predica de pe munte ne obligă, predica de pe munte ne pălmuiește, însă predica de pe munte în același timp ne dă aripi și ne învață cuvântul lui Dumnezeu și principiile pe care le putem trăi în viața noastră dacă vrem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în aceasta. Știți care va fi una dintre cele mai mari drame când vom ajunge în moarte, în fața morții sau vom trece prin moarte și ne vom trezi în eternitate, este că deși am fost foarte religioși, n-am fost niciodată născut din nou. Rugăciunea mea în această dimineață este să nu ne mulțumim doar cu religie, ca nu cumva să ne auto-înșelăm. Dacă ești baptist, e grozav. Dacă ești pentecostal, e grozav. Dacă ești ortodox, e și mai grozav. Dacă ești catolic, e și mai și. Dar dacă suntem doar religioși, dar nu suntem născuți din nou, oricât de religioși am fi, oricât de fain ar fi religia noastră, și numele confesional, ne ratăm veșnicia. Ei, din cauza aceasta Domnul Iisus Hristos ne predică în mesajul acesta de pe munte cea mai ilustră predică și cea mai dură predică din istorie, cea mai serioasă și cea mai sobră, este găsită în Matei 5, 6 și 7. Vă rog o dată pe lună să citiți predica aceasta și să o aplicați la viața dumneavoastră. Pentru că dacă nu o aplicăm și nu o practicăm, înseamnă că doar ne auto-înșelăm și Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. Să nu ziceți că nu v-am spus. Să nu ziceți că nu v-am tras semnalul acesta major de alarmă. Citiți o dată pe lună predica de pe munte și o dată pe lună vă rog să citiți și 1 Ioan. 1 Ioan are doar 5 capitole. Este teribil de importantă 1-a epistola lui Ioan. Vă rog să citiți și citind aceste două pasaje, predica de pe munte și 1 Ioan, măcar o dată pe lună, Duhul lui Dumnezeu ne va ține mintea trează, Duhul lui Dumnezeu ne va da înțelepciune și nu să ne mai jucăm cu pocăința. Nu să ne mai jucăm cu biserica și de-a biserica și de-a venitul la biserică și cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu ne va ține mintea trează. Ei, care este secretul sau secretele victoriei spirituale? Știți cum sunt mințile noastre? Mințile noastre, în foarte multe cazuri, sunt ca niște fișiere infectate, ca un hard disk din ăsta de computer infectat sau virusat. Acum, noi trăim într-o eră tot mai tehnologică. Și eu am început să folosesc din plin tehnologia. Și Denis m-a văzut, m-a prins în dimineața asta cu tehnologia în brațe. Știi? Și Andy, de asemenea, au sezizat și dorim că folosesc noua tehnologie. Nu mai folosesc hârtie, ci doar folosesc noua tehnologie. Și dacă este la dispoziția mea, de ce să nu folosesc? Ei, și schițierul meu, de acum, nu mai este pe hârtie, este digital. Este un mic computeraș, se numește tabletă, îl am în fața mea și nu mai folosesc hârtie. Dar toate notițele mi le pun aici, ca nu cumva vreuna să-mi iese din minte. Însă știți cum este mintea noastră, frați și surori și doamnelor și domnilor? Știți cum este mintea noastră? Este ca un fișier infectat, care din când în când trebuie curățat.
Mulțumesc de aminul puternic. Trebuie să învățăm să ne curățăm și să ne dezinfectăm mintea și sufletul și spiritul în fiecare zi. Trebuie să învățăm să ne dezinfectăm pe fiecare dintre noi concepțiile noastre greșite. Noi ne naștem și dacă nu ne naștem, pe parcursul vieții acumulăm niște psihologii și niște concepții greșite. Ei, concepțiile noastre greșite ne împiedică să operăm așa cum Dumnezeu vrea să operăm. În această dimineață îmi iau această îndrăzneală să mă învăț și să vă învăț și împreună să ne lăsăm învățați de Duhul lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu. Concepțiile noastre greșite ne împiedică să operăm după cum vrea Dumnezeu, adică după voia lui Dumnezeu. Dacă nu învățăm să ne dezinstalăm concepțiile noastre greșite, o încurcăm. Dacă nu învățăm să ne dezinstalăm concepțiile eronate, ele ne vor compromite inclusiv în cele mai sacre compartimente din viața noastră, în spiritul nostru, în sufletul nostru, în mintea noastră. Vă rog să vă notați un adevăr foarte important. Și vă rog să-l notați, să-l înregistrați. Jumătate din procesul de învățare, jumătate din procesul de educare al ființei noastre, constă în învățare, cealaltă jumătate constă în dezvățare. Jumătate din educația noastră constă în învățare, cealaltă jumătate constă în dezvățare. Dar fiți atenți! Am învățat și eu și ceea ce urmează să vă spun acum nu mă aparține, am luat de la cineva și auziți ce spune omul acesta. Că dezvățarea este două ori mai grea decât învățarea. Dacă ținem cont de adevărul acesta, suntem deștepți, dacă nu suntem niște fraieri. Dezvățarea este de două ori mai grea decât învățarea. E ca atunci când ratezi ieșirea de pe o autostradă. Și ce se întâmplă că ratezi ieșirea de pe o autostradă și acum trebuie să ne obișnuim și cu autostrăzele, că în 100 de ani o să avem și noi autostrăzele în România, dar trebuie de acum să ne obișnuim. Dezvățarea este de două ori mai grea decât învățarea, pentru că dezvățarea e ca atunci când ratezi ieșirea de pe autostradă. Orice kilometru pe care îl faci în direcție greșită e de fapt o eroare de 2 kilometri. Pentru că trebuie să te întorci înapoi 2 kilometri. Te duci, dar trebuie să te întorci înapoi 2 kilometri. Dezvățarea e de două ori mai dificilă decât învățarea și durează de două ori mai mult. E foarte greu să elimini din viața și din mintea ta gândurile vechi. Este foarte greu să elimini gânduri vechi. Este mult mai ușor să asimilezi gânduri noi. Și vă dau niște exemple foarte serioase. Când te-ai învățat să bârfești. Niște exemple penibile până la urmă, dar ele sunt exemple. Când te-ai învățat să bârfești sau să vorbești pe cineva de rău. Bine, asta nu se întâmplă la stânga, în alte părți. Da. Când te-ai învățat să bârfești, foarte greu este să te dezveți de bârfă. Să nu uitați asta. Ia încearcă să te dezveți de bârfă. Să vezi că nu-i simplu deloc. Că îți vine, știi? Vine, știi? Te-ai lăsat... E vorba lui Mark Twain. El zice, e foarte... Cel mai ușor lucru din lume, zice, a zis Mark Twain, este să te lași de fumat. Zice, eu m-am lăsat de vreo 200 de ori. Știți? E foarte ușor. Uitați-vă la un fumător. Foarte greu este să se dezvețe de fumat. Uitați-vă la unul care înjură, suduie. Unul care înjură, știi? Dom'le, e tot cu dracu în gură, știi? Domnul al treilea, al patrulea cuvânt, el este cu diavolul în gură, știi? E foarte greu să te dezvețe. Uitați-vă la un copil care nu știe sau n-a vrut să-și respecte părinții. Este foarte greu să se dezvețe de mojiciile lui. Foarte greu, este ușor, mult mai ușor să înveți, este însă mult mai dificil să te dezveți. Să vă spun un lucru fundamental pe care l-am găsit pe paginile Sfintelor Scripturi. Scopul, unul dintre scopurile principale ale Domnului nostru Iisus Hristos
Știți care este? Tocmai dezvățarea. Iisus Hristos, unul dintre scopurile, să nu spun principal scop, însă unul dintre scopurile principale a învățăturii Domnului Iisus Hristos este dezvățarea. Dacă studiezi cu atenție învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos, vei observa că unul dintre scopurile principale a lucrării Lui aici pe pământ a fost nu să-i învețe pe oameni, în primul rând, ci să-i dezvețe pe oameni. Și în textul acesta, știți ce spune Domnul Iisus? Zice așa, ați auzit că s-a spus în vechime, dar eu vă spun. Știți ce făcea Domnul Iisus? Îi dezinstala. Îi dezînvăța. Ăștia erau obișnuiți cu o psihologie veche. Ăștia erau obișnuiți cu o învățătură veche și vine Iisus Hristos care face toate lucrurile noi, gloria Lui. Amin. Și spune, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și ce le plăcea asta? Știi, și nouă ne place. Ochi pentru ochi și dinte. Și ce înseamnă asta? Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dacă tu îmi dai un pumn și eu stau în ochi. Dacă tu îmi scoți un ochi și eu scot un ochi. Asta înseamnă legea talionului. Se numește ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și vine Iisus Hristos. Dar unde vine Domnul Iisus Hristos, toate lucrurile încep să devină noi. Zice cântarea. Orice loc pe unde trece, de miresme alese-i plin, când pui mai frumos pe acolo, cerul este mai senin. Când pui mai frumos pe acolo, cerul este mai senin. Prea iubitul meu e unul, nimeni asemenui. Cât ați dat de la-ți cunoaște, ca să fiți și voi ai Lui. Cât ați dat de la-ți cunoaște, ca să fiți și voi ai Lui. Gloria lui Iisus Hristos. El spune, Iisus, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun. Și ce înseamnă asta parafrazat? Că Domnul Iisus Hristos a venit în primul rând să ne dezvețe ca după aceea să ne poată învăța. Este ca un hard disk și trebuie să folosesc acum, îmi pare rău pentru cei ce nu folosiți computere, dar trebuie să vă învățăm cu noua tehnologie. Orice computer are un hard disk. Însă fii atent. Ca să poți pune informații noi pe un hard disk vechi, trebuie să îl dezinstalezi. Trebuie să apeși butonul delete. Eu nu sunt grozav la computere și la laptops, dar tot învăț că nu vreau să mă las la tânăra generație. Nu vreau să mă las de ei și nici de ei niciodată. Dar și-am început să învăț. Și dacă un disc, un hard disk de computer este plin, ca să instalezi lucruri noi, trebuie să-l cureți. Amin. Ca să îl actualizezi și ca să aduci pe el informații noi, în primul rând trebuie să-l cureți. Zice Domnul Iisus, ați auzit că s-a zis în vechime așa și așa și așa. Dar eu vă spun, Domnul Iisus Hristos și ce făcea? Inversa procesul de formare a minților religioase. În toată predica de pe munte asta face Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos inversează procesul acesta de formare a minților religioase, dar asta este cel mai greu lucru de schimbat pentru fiecare dintre noi. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos folosește aceste două fraze pe care eu deja le-am amintit. S-a spus, dar eu vă spun. S-a zis în vechime, dar eu vă spun. S-a zis în vechime, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Ce face Domnul Iisus Hristos, de fapt? Prin aceste două propoziții, prin aceste două fraze. Și ce face? Dezinstalează conceptele Vechiului Testament, alea religioase, din mintea noastră, și instalează altele noi. Asta face Iisus Hristos. Ca să putem să devenim biruitori, ca să putem să fim de succes în viața spirituală, trebuie să înțelegem secretul acesta, care de acum deja nu mai este secret.
Doamne, ajută-ne la aceasta. Jumătate din procesul de creștere spirituală, din jumătate din procesul de educație spirituală, constă în a învăța ceea ce nu știm, dar cealaltă jumătate constă în a ne dezvăța de ceea ce deja știm. Amin. Vă mai dau un exemplu. Neputința noastră de a ne dezvăța de concepțiile noastre eronate ne împiedică să devenim ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Exemplu. Zeciuială. Să vă spun un secret frumos. Aici, la Stânca, fiecare ucenic și membru din biserică dă zeciuială. Amin. M-aș fi așteptat la un amin mai puternic un pic, dar nu vă necăjiți. Fiecare frate și soră, am discutat joi la comitet, care nu au plic de zeciuială o să primească. Deci fiecare membru o să primiți un plic de zeciuială. Acum, când vă dăm plicul de zeciuială și când vă predic în această dimineață și vă vorbesc, nu vorbesc de ale mele. Eu nu vin cu apureli în fața dumneavoastră, să știți. Eu nu vin cu concepte religioase învechite. Eu vin cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Ei, când însă vă vorbesc despre zeciuială și când o să vă dăm plic și eu insist la lucrul acesta și vă cer să faceți doar ceea ce fac și eu. Doar atât de cer. Vă cerem să facem ceea ce face comitetul acestei biserici. Cei doi pastori, diaconul și comitetul bisericii, noi dăm zeciuială. Și cerem la rândul nostru, în numele Domnului, ca fiecare dintre noi, la rândul nostru, ca membru în această biserică și ucenic, fiecare să dăm zeciuială. Ce înseamnă zeciuială? A zecea parte din venitul tău lunar nu ți aparține ție. Îi aparține Domnului. Mulțumesc de aminul puternic. Alo, amin. Sunteți cu mine? Sunteți cu Domnul? Acum, când vă vorbesc despre zeciuială, este foarte adevărat că trebuie să vă dezvățați. Și trebuie să ne dezinstalăm. Știți de ce? Dezgârcenie. Ce se foarte greu. Ca să poți da lui Dumnezeu zeciuială, trebuie să te dezinstalezi. Trebuie să te curezi de vechile concepte. Și care erau vechile concepte? Că îi dau Domnului cât am hotărât eu în inima mea. Că am găsit noi un verset în Noul Testament unde Pavel spune fiecare să dea cât a hotărât în inima lui, dar aia era vorba doar de o strângere de ajutoare într-o anume situație. Pentru niște oameni, niște sfinți care erau foarte săraci. Doar în situația aceea, spune Pavel, fiecare să dea cât a hotărât în inima lui. În rest, toți trebuie să-i dăm lui Dumnezeu zeciuială. Acum, ca să-i dai, mulțumesc din nou pentru aminul puternic, însă ca să-i dai lui Dumnezeu zeciuială, frate și soră, trebuie să te dezinstalezi de concepțiile zgârceniei, de principiile zgârceniei. Pentru că știți cum suntem noi învățați? Să-i dăm lui Dumnezeu doar fărmiturile. Știți ce-o mai rămas? Mi-a plăcut un lucru care l-a spus un frate de aici din biserică și fac un compliment, dar nu-i dau numele ca să nu-i se roce la cap. Prea mult. Și mi-a spus un lucru recent, zilele trecute, stând de vorbă cu el, zice, eu întotdeauna, la începutul lumii, eu pun la deoparte, când vin banii, la începutul lunii, eu pun deoparte pentru Domnul zeciuială. Știți de ce face chestiunea aceea? Pentru că zeciuiala lui aparține lui și nici mie. A zecea parte din pensia ta, din salariul tău, din venitul tău lunar, nu ți aparține ție, dacă o iei, ești hoț. Dar știți ce am sezizat? Conceptul vechi al firii, știi? Firea ne-a condus, ne place hoție. Doamne, iartă-ne. Când este, și ne place. Am fost cu niște ani în urmă, când s-au deschis magazinele astea mari și mă tot uitam, mă, ce-aș fura și eu ceva de pe aici? Mă gândeam, mă, ce-aș fura? Și așa nu mă vede nimeni. Știți că mi-a trecut chestiunea asta prin minte și nu vă supărați că vă spun, mi-a trecut, dar n-am furat. Dar știți, ele erau instinctele vechi. Dar alții fură. Am avut un prieten bun și este încă bun prieten cu mine, a avut câteva magazine Eti în oraș, le-a închis. Și zice, îl furau atât de mult încât n-am mai rezistat. Miliarde și miliarde în fiecare lună îl furau din magazin. Nu las de magazin. O trebuie să închidă. Îl fura. Nu mai făcea față. Trebuie să ne dezinstalăm, fraților. Ei, dar când nu-i dau lui Dumnezeu zeciuiala, și ce fac?
furi. Dar știți ce fac? Odată aceea mă fur pe mine. Pe mine mă fur. Și Dumnezeu spune, dacă nu-mi dai zeciuială, ești poți. Și acum știu că unii s-ar putea deja să faceți reacții împotriva mea. Dacă faceți reacții împotriva mea, de fapt faceți reacții împotriva lui Dumnezeu. De ce vă vorbesc despre zeciuială? Pentru că atunci când dai zeciuială, nu mă îmbogățești pe mine, ci doar pe tine. Din cauza aceasta Dumnezeu spune, nu-ți fie greu să-mi dai mie zeciuială, nu-ți fie greu să iei plicul, să cer plicul, nu-ți fie greu să-mi dai zeciuială în fiecare lună din venitul tău lunar, pentru că dacă tu îmi dai mie, eu încep să mă ocup de tine. Amin. Și exact așa se întâmplă cu mine, domnilor, și cu toți care dau lui Dumnezeu zeciuială. Însă știi, ca să dai zeciuială, trebuie să te dezinstalezi de vechile concepții ale zgâcenii, ale firii pământești. Invalidul din Ioan 5, bolnavul din Ioan 5, ne întâlnim cu un olog. Omul ăsta era bolnav, însă invalidul ăla, omul ăla olog, handicapat din Ioan, capitolul 5, e un exemplu foarte bun privind importanța dezvățării. A dezinstalării. Domnul Iisus Hristos se duce în scăldătoarea din Betesda. Era un mic lac. O scăldătoare, un fel de bazin. Și omul ăla era cel mai bolnav. Acolo se adunau fel de fel de oameni bolnavi, cu fel de fel de infirmități. Și ăsta era bolnav de 38 de ani. Și Domnul Iisus Hristos se duce la el și îi pune o întrebare. Și îl întreabă așa. Vrei să te faci sănătos? Vrei să fii vindecat? Și auzi ce răspunde asta. Zice așa. N-am pe nimeni care să mă arunce în scăldătoare. Pentru că conceptul și miracolul era acesta. Din când în când venea un înger, tulbura apa și primul care ajungea în scăldătoare, în bazin, era vindecat. Vine Iisus Hristos de data aceea în scăldătoare. Nu vine un înger, vine cel ce i-a creat pe înger. Și se duce la ăsta de 38 de ani și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Dar bolnavul nu știa cine este Iisus. Și bolnavul se uită la Domnul Iisus Hristos și spune, n-am pe nimeni care să mă bage în scăldătoare. Și ce zice Domnul Iisus Hristos? Se uită la el și se zizează greșeală. Omul avea concepții vechi care trebuiau demontate, dezactivate și dezinstalate. El știa că există un singur mod de a fi vindecat. Greșea enorm. El credea că doar dacă intri în apă, vei fi vindecat. Dar greșea. Era unul în fața lui care îl putea vindeca fără apă, doar prin cuvânt și prin credință. Și numele lui este Iisus Hristos, gloria lui Iisus Hristos. El, pe baza învățăturilor vechi, a presupus că doar dacă intră în apă, doar dacă vine un înger la el și tulbură apa, atunci va fi vindecat. Era ținut captiv de vechile concepții. Și avea nevoie să fie curățit, avea nevoie să fie dezinstalat, avea nevoie să fie dezvățat de vechile concepții. Era ținut de ceea ce credea el că este bun. Și Domnul Iisus Hristos i-a dezinstalat vechile principii și gândiri și psihologii și i-a instalat un nou adevăr, o nouă informație, că dacă cred în El, sunt vindecat. Gloria lui Iisus Hristos. Știți, în Vechiul Testament, Isaia zice, în Isaia 52:5, prin rănile Lui suntem tămăduiți. În Noul Testament, știți ce ni se spune? Prin rănile Lui am fost tămăduiți. Așa spune Apostolul Petru. Prin rănile Lui am fost vindecați. Glorie Domnului! Amin. Trebuie să ne dezinstalăm, pentru că asta a venit să facă Domnul Iisus Hristos. Și ce înseamnă credință autentică în Iisus Hristos? Și ce înseamnă să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt? Credință înseamnă dezvățarea de părerile noastre greșite și prostești. Credință reală și pocăință înseamnă să ne dezinstalăm de vechile obiceiuri și de vechile psihologii și de vechile gândiri ale noastre. Trebuie să învățăm să ne dezinstalăm ca pe urmă să putem să fim actualizați și să ne încărcăm cu gândurile care sunt ale Domnului nostru Iisus Hristos și nu de mirare că Apostolul Pavel spune fiecare gând al meu îl fac rob ascultării de Iisus Hristos, gloria lui Iisus Hristos. Doar așa putem să fim biruitori. Altfel ne vom târî toată viața.
Însă Iisus Hristos a venit să ne facă oameni de succes spiritual. Și când sunt de succes spiritual, sunt un om mai mult decât biruitor, slăvit să fie Dumnezeu. Știți ce face Dumnezeu în viața noastră prin pocăință? Când pocăință, știți ce înseamnă? Înseamnă metanoia în limba greacă, pocăință înseamnă înnoirea minții prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Asta înseamnă pocăință. Înseamnă înnoirea minții prin cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă înnoirea minții? Înseamnă reproiectarea creierului. Asta face pocăința. Când mă pocăiesc, creierul meu este reproiectat. Sunt dezinstalate vechile informații și sunt instalate noi informații, adică gândul lui Iisus Hristos este cel ce începe să-mi conducă viața și gândirea și psihologia și trăirea. Amin. Din cauza aceasta, pocăința unora nu funcționează. Pentru că ei n-au învățat să se dezinstaleze. Și ei n-au învățat că în pocăință nu mai conduc eu, ci conduce Iisus Hristos. Și din cauza aceasta, creștinismul unora nu funcționează absolut deloc. Zicea Liviu azi dimineață la rugăciune despre un frate care este în depresie spirituală. M-am gândit că neapărat trebuie să-l vizităm săptămâna aceasta pe fratele Cățel. Și să-l învățăm și pe el că succesul în viața spirituală înseamnă întâi dezvățare. Știi? Ești în depresie. Știi? Le vezi pe toate negru. Știi? Așa cum sunteți unii dintre dumneavoastră în această dimineață. Pe fața dumneavoastră văd că sunteți în depresie. Știi? Zic, Doamne, astea sunt cei mai buni pacienți ai Domnului Iisus să fie dezinstalați, știi? Să fie curățați, să fie dezvățați, știi? Să fie dezvățați. Dar dacă ești în depresie, dacă tu gândești numai negativ, și ce vine Domnul Iisus Hristos și spune, ați auzit că s-a zis, și ți-a zis psihologul, că ai fost traumatizat în copilărie, că așa și așa, că tu ești afectat din cauza divorțului părinților tăi, că ești o victimă, că nu știu ce. Fii atent, asta o spun psihologii. Iisus Hristos însă zice cu totul altceva. Că prin pocăință, prin dezinstalare, încălcându-ne cu gândirea lui Iisus Hristos, nu mai suntem tributari trecutului nostru, ci noi, prin dezinstalare și încărcându-ne cu gândurile lui Iisus Hristos, ne reproiectăm creierul, pentru că exact asta înseamnă pocăință. Doamne, ajută-ne la aceasta. Fraților, dacă vrem să fim mai mult decât biruitori, vă dau o veste bună. Se poate. Vrei căsnicia ta să meargă foarte bine? Se poate. De tine depinde. Vrei să nu mai fii tributar păcatului, știi? Astăzi păcătuiești, mâine cer iertare și plângi și Doamne, iară păcătuie, iară cer iertare. Uite, popa nu e popa, alba, neagră, alba. Asta este țigănie spirituală. Este țigănie spirituală. Nu asta este voia lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm să ne dezinstalăm, să ne dezvățăm de vechile noastre obiceiuri. Doamne, ajută-ne la aceasta. Trebuie să ne reconfigurăm mintea conform cuvântului lui Dumnezeu. Exact asta este pocăința. Slujba de astăzi o încheiem mai repede. Pentru că aș vrea să încheiem cu rugăciune. Pentru că rugăciunea este una dintre cele mai mari forțe spirituale. Domnul Iisus Hristos a zis așa, ați auzit că s-a zis în vechime, dar eu vă spun. În final, vreau să vă recomand ceva și tare aș vrea să mă ascultați. Ia-L pe Iisus Hristos pe cuvânt. Amin. Nu te lua pe tine pe cuvânt. Nu te mai lua după rațiunea ta. Pentru că în momentul când începem să ne încărcăm cu gândirea lui Iisus Hristos, adică întâi ne dezinstalăm și pe urmă începem să ne instalăm cu gândurile lui Iisus Hristos, devenim creștini biruitori. Doamne, ajută-ne la aceasta. Din cauza aceasta a venit Iisus Hristos în lume. Nu doar să ne învețe lucruri noi, ci El a venit în lume să ne dezvățăm de lucrurile vechi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă nu ținem cont de realitatea aceasta, fraților, vom fi mereu repetenți. Vom fi mereu corigenți. Eu, în copilărie, am fost repetent. Am rămas în una repetent. Dar să nu mă mai ziceți la nimeni. Serios, vă rog să nu mă ziceți la nimeni. Am rămas repetent. Știți de ce? Am rămas repetent pentru că n-am fost dispus nici să învăț, nici să mă dezvăț.
Procesul de educație spirituală constă din învățare, dar și din dezvățare. Noi suntem chemați întâi să fim dezvățați, să ne dezintoxicăm și după aceea să ne încărcăm cu Iisus Hristos. Știți ce? Se poate. Nu este cazul să mai trăiești în depresie. Nu este cazul să mai trăiești în tristomanie. Poți trăi altfel. Prin reprogramarea minții tale cu pocăință, în pocăință, prin pocăință și Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. La asta ne cheamă Iisus Hristos. Din cauza aceasta s-a dus la bolnavul ăla și l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Și a trebuit să-l dezvețe de noile, de vechile concepte și să-l încarce cu un nou adevăr care, că în Iisus Hristos poate să fie vindecat. Cum? Atunci când asculți de Iisus Hristos. Doar atunci când te supui lui Iisus Hristos ești vindecat. Știți? Unii dintre noi tot venim la biserică, dar degeaba. Și sunt foarte preocupat de chestiunea aceasta. Venim la biserică, dar degeaba. Ascultăm predici, dar degeaba. Dacă nu suntem dispuși să ascultăm de Iisus, venim degeaba. Nu, eu nu vă spun să nu vă implic, nu vă induc ideea, n-are sens să mai vin la biserică, pa vină. Că Dumnezeu îți vorbește când vin locul acesta. Să fie amen. Când vin locul acesta, nu pleca tot așa cum ai venit. Când vin locul acesta, pleacă dezintoxicat. Când vii în locul acesta, aruncă toate depresiile și toate durerile tale la crucea lui Iisus Hristos și dezinstalează de vechile obiceiuri, de vechile principii, de vechile psihologii, de vechile învățături, dezinstalează-te. Și vreau să vă mai spun încă un lucru. Dezinstalează-te și de această concepție eronată. Dacă vine la mine și șer iertare, îl iert. Dacă nu, nu. Greșit. Fatal. Tu trebuie să-l iert și dacă nu vine la tine să-și are iertare. Amin. Și vă mai spun încă un lucru și de asta trebuie să ne dezinstalăm foarte tare. Să ai impresia că atunci când ești singur nu te vede nimeni. Trebuie tare să ne dezinstalăm de chestiunea asta. Frauduloasă. Asta este o minciună. Știi, când ești singur în întuneric, când ești singur în fața televizorului, a internetului, când ești singur în concediu, ai impresia că nu te vede nimeni. Mamă! Ce șmecherie asta, ce păcăleală. Trebuie să ne dezinstalăm, că cineva te vede. Amin. Amin. Într-o noapte neagră, pe o strâncă neagră, o furnică neagră, Dumnezeu o vede. Adică și pe tine și pe mine Dumnezeu ne vede. Trebuie să ne dezinstalăm de minciuna diavolului că nu ne vede nimeni. Trebuie să ne dezinstalăm de minciuna diavolului că nu vom da socoteala la nimeni, că nu ne va prinde nimeni. E neadevărat. Vom da socoteala de tot. Dacă nu ne pocăim și dacă nu ne dezinstalăm și dacă nu ne curățim în sângele lui Iisus Hristos, vom da socoteala de fiecare gând, de fiecare privire lașivă, de fiecare vorbă urâtă, vom da socoteala de fiecare faptă. Șansa noastră și vorba cuiva, norocul nostru tot cu Domnul Iisus. Șansa noastră, spunem noi, este numai harul lui Iisus Hristos.